șantaj, amenințare și lovire. Astfel a considerat un doljan din localitatea Drănic să relaționeze cu fosta prietenă. Tânărul a fost ieri reținut pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat la parchetul de pe lângă judecătoria Craiova cu propunere de punere în mișcare a acțiunii penale și arestare preventivă. Polițiștii craioveni au reținut aseară pentru 24 de ore un bărbat de 36 de ani, fiind bănuit de comiterea infracțiunilor de șantaj, amenințare și lovire sau alte violențe. Polițiștii secției 4 au stabilit faptul că acesta, în repetate rânduri, și-a amenințat fosta prietenă și, de asemenea, a agresat-o în municipiul Craiova. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar suspectul se află în prezent în arestul inspectoratului nostru, urmând să fie astăzi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.